Bine ați revenit la Cariera cu Barcelona și s-a întâmplat ceva foarte important, pentru că de astăzi am camera în 30 fps, pentru că până acum era în 15, pentru că este o setare aparent la camera asta Logitech minunată care ține camera în 15 fps-uri și o setare default și a trebuit să o schimb și abia acum mi-am dat seama de ce se mișca camera atât de prost. Minunat, dar chiar la timp, pentru că o să simulez meciul cu Everton, o să jucăm cu Borussia Dortmund pentru calificarea în ligă, simulăm și cu Brighton și joc după cu Chelsea, iar după aceea spuneți-mi în comentarii ce transferuri să fac, pentru că urmează perioada de transferuri, o să simulez și restul meciurilor în următorul episod și asta o să fie și facem transferuri după aceea. Am venit o ofertă și da, Peru momentan nu o să accept nimic, hai să vedem ce a găsit ăsta prin România. George Hila, Ionel Gorie, Brătianu Mircea și Boris Ștefoniu. Cine? Ok, asta sigur este român. Mamă, 99 defending. What? Potențial, ăsta are 91 potențial, este jucător ofensiv, 16 ani, hai să-l luăm. Iniesta e obosit, vrea să stea pe bancă și i-a dat urană, se pare că a intrat în depresie și vrea să plece. Este în regulă, Arda. Și o să intre echipa secundă în acest meci, Paco Alcácer, Suarez, Denis Suarez, Rafinha, Rakitić și așa mai departe. Contra lui Everton de plasare, n-am așteptări prea mari, probabil o să pierdem în fața lui Rudy și compania. Se pare că Rudy nu joacă, dar joacă Mirallas, sigur, să mai să dăm skip. Am pierdut, bineînțeles, Mirallas și Sandro au scris, Alcácer a scris pentru noi. Ce surpriză! Suarez a fost jucătorul lunii, iată, în luna trecută. Hai să mergem la meciul cu Dortmund, însă nu mai avem timp de pierdut. Și uite-l pe New Camp, care găzduiește un meci de Liga Campionilor. Barcelona din Anglia contra Borussia Dortmund. Este meci de calificare. Dortmund are nevoie de o victorie, neapărat. Vor veni să joace foarte ofensiv, în timp ce noi ne mulțumim și cu un egal. Dar am impresia că vom câștiga acest meci pe ploaia asta nebună. Și la o victorie a lui Dortmund cred că ne vom califica, pentru că golavarajul lor este dezastros și am și bătut rău de tot. Nu cred că putem pierde calificarea. Stoican iarăși nu știu unde stă, undeva în spatele băncii, dar nu știu cum ajunge el acolo mereu. Și ăla de ce filmează prin spatele jucătorilor? Ok. Echipa noastră pentru meciul ăsta de Liga Campionilor e cu Ter Stegen în poartă, 4-1-2-1-2, ăla la clasic. Jordi Alba, Piqué, Boateng și Semedo, André Gomes în fața apărării, Dybala, Iniesta, Messi, iar în atac Neymar cu Suarez. Este cea mai bună formula noastră. Mai avem pe bancă un Rakitić, un Dembele, jucători extraordinari pentru a fi rezervă. La Dortmund este Bürki în poartă, Schmerzer, Socrates, Toprak și Mario Gaspar, Weigl, De Rossi și Şahin la mijloc, iar în atac sunt Reus, Aubameyang și Yarmolenko. Echipă bună și lui Dortmund, dar a noastră pare clar superioară. Și încep cei de la Borussia în atac. Trebuie să înscrie rapid, n-au timp de pierdut. Aubameyang se bate cu Boateng, bine, golul lui Aubameyang. Ok, începutul care pare să anunțe o seară de coșmar pentru echipa noastră, pentru că Pierre-Americk Aubameyang deja înscrie în minutul 3. N-a putut Jerome Boateng să-l oprească. De ce? Uitați-l pe Boateng, n-are nicio treabă, nu știu. Este sub așteptări. Îmi pare rău că Ramos era cu 10 milioane mai scump și n-am mai avut bani de el. Semedo a căzut unul acolo și este un spațiu în apărare. Messi, un duel lui cu Socrates, până la Paulo Dybala, șutul lui Dybala, Bürki. Apără fără probleme, n-a fost un șut extraordinar. Dybala, bine în față la Leo Messi, hai că e și Neymar acolo, e și Suarez. Demarcă-te, Suarez, pasă este către lui Suarez, șutează Suarez în Bürki, a fost și offside. Ratare mare a noastră. Yarmolenko către Aubameyang, Aubameyang, bună pasă, Reus bară, dar a fost offside. Trebuia să fie, prea de tot, o seamă pasă. Băi, Piqué și Boateng ar trebui să facă mai multe. Prea ușor trece de ei Aubameyang. Bună pasa la Reus, Marco Reus, 2-0 pentru Dortmund. E nasol rău de tot. Înscrie germanul în minutul 25. Ok, trebuie să jucăm mai bine, trebuie să facem mai multe, nu știu ce nu merge exact, dar n-am avut nicio ocazie. Messi cu Neymar, Suarez acum. Luis Suárez către același Neymar. Bine, a trecut Neymar pe lângă. Nu se poate așa ceva. Ce ratare. Cum a șutat Neymar pe lângă poartă. Vreau și eu să văd. Nu pot să cred. Fanii aia, ce fac? Stoican supărat. Nu-i vine să creadă că a ratat de acolo brazilianul lui. Şahin. Foarte bine a protejat Mario Gaspar. André Gomes acum. Suárez cu Neymar. Messi. Către Andres. Pasa la lui Suárez. O întoarcere foarte bună. Bürki. Prima dată când scoate Bürki un șut. A fost o fază bună. Centrarea vine acum din partea lui Neymar. Nu-i rea, dar boxează același Bürki. Semedo foarte bine. Suntem în prelungirile primei reprize. Pasa e bună și acum Leo Messi. Gol! Messi reduce din această diferență de 2 goluri. Este 2-1 pentru Borussia acum. Golul lui Messi ne apropie de Borussia serios. Totul se joacă în această repriză secundă. E momentul ca echipa noastră să arate care este nivelul ei și să întoarcă scorul. Messi a plecat foarte bine. Leo Messi, Lionel Messi șutează și Neymar e acolo. Însă a fost offside, clar. Pentru mine asta a fost gata pentru Neymar în seara asta. Intră Dembele. Alba, bine, cu Suárez. Uite-l pe Messi. Messi trebuie să care echipa noastră. Messi! Hehe! Gol! 2-2 Leo. E seara lui. O dublă fantastică. Golul ăsta e 100% al său. Ce ia mingea lui Schmerzer și ce șut a reușit argentinianul. Formidabil. Și uite-ne la egalitate. Este acum Marco Reus. Reus, oh nu, aproape de fault acolo, gol. Ter Stegen n-a putut să scoată un șut al lui de Reus într-un unghi foarte greu. Of, cum ne-au dat ăștia 3-2. Sunt într-o situație grea Dortmund, dar se mențin acolo. Trebuie să mai scriem o dată acum. De fapt Messi trebuie să mai scrie pentru că restul sunt total incapabili. Bună faza asta noastră. Acum Dembele a trecut. Ousmane Dembele, șutul lui Dembele în Bürki, putea înscrie. Mare ratarea lui Dembele din nou. Este puțin ratangiu. Iese Weigl. Intră Kagawa. Mutare ofensivă. Clar cei de la Borussia au nevoie de mai multe goluri. Altfel nu s-ar fi făcut modificarea asta. Aubameyang, concentrare interesantă la Reus. Cei doi au jucat fabulos. Dybala, ce frumos. A oprit mingea acolo. Uite-l pe Suárez. Dembele, foarte bine. Ousmane, du-te Ousmane spre gol. Bürki iese foarte bine. Ce păcat de această fază. Bravo Alba, ce bine vine acolo. Messi acum, Dembele, Iniesta, Andrés Iniesta, da. Împins bine de Schmerzer. L-a îndepărtat cu forță clar superioară. Aubameyang oprit de Piqué. Foarte bine Piqué. Iniesta, Suárez, Messi către Andres. Acum Suárez, Toprak intervine. În 74 ne vedem a fi conduși de această echipă din Germania. Reus. Kagawa, bine Paulică. Haide, du-te Messi. Messi trebuie să meargă spre hat-trick. Mă bazez pe el. Leo Messi trece de Toprak în viteză. Messi! 3-3! Messi înscrie de 3 ori în această seară. Extraordinar! Ce cursă! Chiar asta voiam să văd. Nu vine să cred că s-a întâmplat. Cum a trecut de Toprak. Și finesul bun și el, bineînțeles. 3 goluri marca Leo Messi. Andres cu Paulinho. Piqué către Messi. Messi, ce trecere bună. Andres acum. Dembele, să fie Dembele cel care scrie. Ce trecere a lui Ousmane. Dembele șutează, Dembele gol! Dembele! 4-3 este el. Chiar el dă lovitura de grație. Printre picioarele lui Toprak și iată-l. Fostul jucător al Borussiei. Borussia nu-și mai revine din pumni. Este pusă spre knockout. de echipa noastră. Să vedem aici dacă Dembele poate fi magic iarăși. Dembele foarte bine către Dybala, apără Bürki, un șut foarte puternic al lui Paulo. Este autul nostru dintr-un 88 și iese Marco Reus. E clar un semn că asta a fost pentru Borussia, dacă a ieșit una din vedetele lor, intra Filip. Final de meci, 4-3. Ce victorie, mingea lui Messi, ia-o frate acasă. Lionel Messi merită să fie aplaudat, el ne aduce victoria asta. Fără Messi pierdeam în seara asta. Și ce a făcut Celtic cu Roma, 1-1, suntem pe primul loc în grupa noastră. Hai să vedem clasamentul repede. O, s-a și tras la sorți, am picat cu Bayern München. Ce nasol, nu pot să cred. Bayern a luat locul 2, United primul loc, am fi picat cu Manchester United dacă luam locul 2. Locul 1 în grupa noastră, la 2 puncte de Roma, o singură înfrângere, un egal și 4 victorii am avut. Dar uitați-vă aici, picat cu Bayern, după care vom juca cu câștigătoarea dintre Atletico și City și apoi Juventus și Manchester United probabil. Pe partea cealaltă Real, Chelsea, PSG, o să fie foarte tare. Ia să vedem când jucăm cu bavarezii. Jucăm, iată, pe 14 februarie, ce lună avem, cu Liverpool, United și Bayern. Și în martie ne putem odihni cu Swansea și Tottenham. Am primit 18.500.000 de euro, bani buni pentru perioada următoare de transferuri. Rakitić nu prea joacă și e destul de supărat. Ne-a luat West Ham fața în Premier League. E la un punct în fața noastră pentru că nu putem câștiga un meci simulat în deplasare. Este fabulos. Urmează un meci cu Brighton acasă, o să dignim efectiv toți jucătorii, băgăm toți jucătorii din echipa secundă, să vedem ce facem cu Brighton. Dar jucăm acasă, dacă nu batem nici aici este o problemă mare. 3-1, Rakitić și Deulofeu cu o dublă ne aduc victoria. Dacă pierdeam era groaznic pentru că ar fi fost foarte greu de mers mai departe. A bătut și West Ham, o să bată probabil și United și acum jucăm cu locul 5 în acest moment cu Chelsea. Și jucăm și cu ultima echipă de top din Premier League cu care n-am jucat. Este vorba despre Chelsea. Un meci cu Chelsea Londra, echipa lui Kanté, echipa antrenată de Conte, o super formație. Uite-l pe David Luiz, Diego Costa, Willian și un necunoscut. Cine o fi brazilianul ăsta? Cred că e brazilian, oricum are tatuaje pe gât, deci probabil este un jucător important, pentru că altfel nu i-ar fi făcut chestiile alea în plus. Uite și pe Conte în scaun. Ce are stadionul ăsta? Echipa noastră, o știți de la meciul cu Dortmund, este exact aceeași formație, doar că în locul lui Iniesta a intrat Rakitić. Să-l vedem și pe el, și a intrat și Busquets în locul lui André Gomes. Neymar și Suarez. MSN-ul nostru încă joacă. Chelsea e cu Courtois în poartă. Moses, Clark, Salter, David Luiz, Spiricueta și Alonso. Apoi Bakayoko și Kanté, superb. Willian, Costa și Kennedy. Și nu fi Kennedy, dar iar o formație cu 7 jucători defensivi. Antonio Conte, era și normal, Conte este un antrenor foarte defensiv. Mai ales în fața Barcelonei, a aliniat o formulă care va fi greu de spart, dar puteam chiar acum printr-o pasă bună să scăpăm. Care ar fi fost șansele? Moses. Bine, în dreapta acolo, greșește pasa și a urcat. A lăsat aparea descoperită, nu știu ce a făcut Neymar. Nu știu, Neymar nu joacă nimic, sincer să fiu. Dembele joacă mult mai bine decât el, nu știu ce spuneți și voi. Să-l bag de acum pe Dembele titular și Neymar să stea pe bancă o perioadă, cred că ne-ar ajuta mult mai mult. Am spus că Dembele a și înscris când a intrat în teren. Costa șutează bine, Diego Costa. Totuși Ter Stegen prinde și... iarăși a urcat mult Chelsea. Suarez acolo, ce pasa lui Ivan Rakitić către lui Suarez, foarte bună, dar n-are viteza necesară să treacă Suarez. A șutat bine, dar el a ajuns fundașii din urmă. Ce păcat de pasa lui Ivan Rakitić. Dybala către Neymar. Neymar acum cu Rakitić, este Suarez către același Neymar. Hai să-l vedem pe Neymar Junior. Aici, acum e momentul. Neymar cu 2 dribbling-uri. Luiz îl ține foarte bine, colegul lui de la Naționala a Braziliei. Este cornerul bătut de Messi. Care o bine către Boateng. Courtois boxează. Poate reveni mingea la noi, dar Costa câștigă duelul la cap. Mingea la Semedo. Către Jordi Alba. Sergio Busquets cu Dybala. A urcat bine Alba, dar pasă el la Suarez. Dybala către Alba. Foarte bună combinația asta de pasă a noastră aici. Rakitić. Foarte bun dribbling-ul. Ivan Rakitić pe lângă poartă. Ce păcat. Ar fi putut fi golul Croatului, care a joacă foarte bine. Ce șut bun. Cu noroc pentru Courtois. S-a dus mingea pe lângă. O pasă e bună. Kennedy în careu. Kennedy în centru către Costa. Pe lângă poartă Diego Costa. Da. Rakitić. Către Semedo. Mingea înapoi la Ivan Rakitić. Messi cu Neymar. Foarte bun călcâiul lui Ivan. Bravo Neymar, o trecere bună în sfârșit. Neymar cu spin, minunat Neymar! 1-0, gol Barcelona, gol Neymar. Să mai spune ceva de el. M-am luat de el și uite ce gol dă. Nu poți să ții pe Neymar rezervă. Mai inventează cât un gol din ăsta și ne impresionează pe toți. Ce spin frumos. Șut imparabil pentru Courtois, a fost aproape de el, dar prea în forță pentru belgian. Messi! Ce călcâi, dar e Neymar în offside. Dă indicații Stoican, mereu dau skip din greșeală la aceste cinematicuri. Oh, Busquets, bravo, la Leo! Și s-a dus Messi, e și Neymar lângă el. Pasa lui Messi către Neymar, lobul lui Neymar și... Ce am făcut? Am apăsat din greșeală pe butonul ăsta central de la PlayStation. Oh, bine aici Diego Costa. Către Kennedy, Kennedy în viteză. Două driblinguri, pasa e bună la Costa, peste. Arata brazilianul naturalizat de spanioli. Intră și Fabregas și el rezervă. Începe să mute ofensiv Conte. Și-a dat seama că nu merge cu 5 fundași, cu 7 jucători defensivi. Cum a încercat toată lumea în Premier League să bată echipa noastră și n-a reușit nimeni. Și singurul care a jucat cum trebuie a fost Jurgen Klopp, care ne-a și învins cu acel 4-3-3 al lui. Era o formulă bună, o formulă clasică. O fază promițătoare pentru Chelsea, 5 oameni în apropierea careului nostru, bara lui William Semedo, o degajăm. Sper că rămâne la noi, nu, e tot la Chelsea. Toată lumea în atac în momentul de față. Minge aruncată în careu. Scăpăm, Kanté. O dă și el în față. Spiricueta, bravo Boateng. Nu-l putem opri însă pe Spiricueta. Pasa la Fabregas. Sesc face 1-1. Minutul 90. Oh, nu. Tot meciul s-a apărat și acum au forțat și uite. Se duce să îl îmbrățișeze pe Conte, cred. Fabregas. Ne vom pe Lototec și încercăm să înscriem totuși cu Messi. Hai. Poate reușim. Ar fi un final dramatic. Suarez cu pasa la Neymar. Hai Neymar. Dribbling-ul în fața lui Suarez. Mingea la Rakitić. Messi către Boateng. Gol! Boateng! Este 2-1. Ce final de meci avem. Incredibil. Oh. Boateng purtat pe brațe de... cu echipierii lui. Ce fază! Mi-am păstrat calmul. Și a urcat așa de bine Jerome. Ne scrie primul gol pentru Barcelona. Ce gol important! Așa se dă gol cu stângul. La colțul lung, ce frumos! Wow! Nu pot să cred că am avut asemenea final. Cel mai dramatic final. Final! Se fluieră. Și asta a fost 2-1. Mamă! Cream că am pierdut 2 puncte, era nasol. Ar fi fost groaznic pentru că West Ham a pierdut cu Arsenal. E bine, super. Hai să vedem clasamentul acum. Uite, am trecut la 2 puncte de West Ham și mare și United un meci, dar e bătălie strânsă și nici Liverpool n-a jucat. E foarte greu. Aici se termină acest episod. Spuneți-mi ce jucători să iau și pe cine să vând. Nu știu, parcă Suarez n-ar fi ce trebuie, nu știu, am văzut că mai zice lumea treaba asta. Rakitić a jucat foarte bine, ar trebui să fie titular la cum joacă. Boateng și-a spălat păcatele cu golul acela. Da, bun, cam atât. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Teo. Pa!